Salutare, dragii mei, și bun găsit la un nou horoscop. De această dată vom discuta despre previziunile astrale aferente lunii septembrie. Înainte de a începe, vreau să vă rog să vă abonați canalului meu în cazul în care n-ați făcut acest lucru deja și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Pentru cei dintre voi care sunteți activi pe acest canal, am să vă invit să treceți peste partea aceasta. Aveți timpii în descrierea videoului și puteți da cursorul la porțiunea din video care vă interesează, însă pentru cei dintre voi care sunteți noi pe acest canal, vreau să vă spun că mă găsiți pe paginile de Facebook și Instagram cu Terapie prin Astrologie, dar și pe site-ul meu www.terapieprinastrologie.ro. De asemenea, vreau să vă invit să vizitați secțiunea magazin a site-ului meu, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse la dispoziție de mine pentru voi. Și toate acestea vă vor ajuta, vă vor călăuzi să vă cunoașteți mai bine, vă vor aduce răspunsurile de care aveți nevoie. Așadar, dacă aveți nevoie de detalii suplimentare, fie îmi puteți lăsa un mesaj pe una dintre paginile rețelelor de socializare, fie îmi puteți scrie pe contact@terapieprinastrologie.ro. Vă mulțumesc tuturor celor cărora îmi lăsați comentarii și gânduri foarte, foarte frumoase și vă mulțumesc încă o dată că îmi sunteți alături. Dragilor, rămâneți-mi aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele astrale ale lunii septembrie parcursul. Vă pup! Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Gemeni, și bine ați revenit la un nou video, de această dată aferent horoscopului lunii septembrie. Dragilor, acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Așadar, vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele astrale ale lunii septembrie parcursul. Dragilor, pentru voi începutul de lună, mai exact prima săptămână din luna septembrie, va fi încărcată cu ceva emoții. Asta pentru că în intervalul 6-8 septembrie luna vă va tranzita semnul zodiacal. Acest lucru va crea anumite tensiuni, anumite blocaje la nivel de comunicare, la nivel de gândire, da? În raport cu partenerul de cuplu sau cu partea de relație. Poate au existat anumite tensiuni în ultima perioadă, poate că pentru unii dintre voi s-a produs o ruptură, o despărțire, un divorț, iar acest lucru a creat în viața voastră un disconfort și cumva v-a provocat să vă recâștigați poate independența sau să aflați mai bine cine sunteți, la ce sunteți bun cu adevărat, să ieșiți un pic din sfera aceasta în care poate v-ați identificat prea mult cu cel de lângă voi. Iar pe început de lună, în prima săptămână a lunii septembrie, posibil ca toate acestea să revină în viața voastră sub formă de amintiri, sub formă de senzații, de stări și să vă creeze un disconfort. Însă, sfatul meu este să aveți mare grijă la modul în care vă exprimați aceste emoții și la modul în care reacționați și acționați în baza lor. Asta pentru că Mercur va fi guvernatorul vostru, va fi în continuare în mersul său aparent retrograd. El este amplasat în semnul Fecioarei, celălalt domiciliu al acestei planete, iar acest lucru creează, practic, tendința voastră de a da vina pe celălalt, de a nu vă asuma responsabilitatea propriilor acțiuni, a propriei vieți, a propriilor fapte. Și atunci pot apărea diferite situații conflictuale, situații în care să acționați poate din ambiție, din orgoliu, din răni provocate de-a lungul timpului. Iar acest lucru vă va afecta pe voi în mod direct de aici încolo. De aceea este bine puțin să încercați să
stați așa cumva într-o zonă de... într-o zonă în care să reflectați mai mult asupra vieții voastre, asupra ceea ce ați făcut voi greșit, asupra modului în care nu ați reușit să gestionați lucrurile în așa fel încât să vă aducă vouă o valoare în raport de parteneriat și să începeți să lucrați mai mult cu propria persoană, fără să mai vă consumați energia prin a arunca vina pe cei din jurul vostru, fără să vă mai căutați tot felul de scuze pentru care poate, nu știu, nu ați excelat în anumite domenii din viața voastră sau pentru că ați avut anumite dezamăgiri sau poate că nu ați dat randamentul dorit în plan profesional sau indiferent de zona în care vă simțiți afectați în mod special, important este să vedeți că de fapt și de drept voi sunteți direct responsabili pentru bunăstarea voastră, pentru tot ce are legătură cu ideea de echilibru și armonie. Nimeni pe lumea asta nu poate să vină și să facă lucrurile în locul vostru. Așadar, încercați pe cât posibil să deveniți mai maturi, mai conștienți, mai înțelepți și să vă puneți pe primul plan, dar nu într-un mod egocentric, nu într-un mod narcisist, nu într-un mod egoist, nu într-un mod fanatic, ci într-un mod în care, într-un mod sănătos, într-un mod în care să reușiți să echilibrați ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Dacă vă aflați într-o situație care generează haos în viața voastră de zi cu zi și cu precădere în sfera parteneriatelor, atenție că acest lucru se reflectă inclusiv în domeniul profesional. Deci faptul că nu aveți un echilibru în relația de cuplu sau în viața voastră personală, indiferent că aveți sau nu o relație de cuplu, voi aveți datoria de a fi bine cu voi înșivă. Acest lucru, v-am spus, se reflectă și în profesia voastră, la locul de muncă. Posibil să nu reușiți să dați randamentul de care aveți nevoie. Evitați bârfa, evitați cancanurile, evitați chestiunile meschine, pentru că toate acestea vă vor pune pe voi într-o lumină extrem de proastă, într-o lumină în care să vă fie știrbită reputația, imaginea publică, imaginea în fața contextelor socioprofesionale. Deci încercați pe cât posibil să vă redresați, încercați să lucrați cu voi suficient de mult încât să căpătați acea maturitate de care aveți nevoie pentru a acționa spre binele vostru și al celor din jurul vostru. Mijlocul lunii este ceva mai liniștit. Atenția se zic așa, îndreaptă atât în sfera parteneriatelor, atât profesionale cât și personale, cât și în zona aceasta a transformărilor profunde, a modului în care vă administrați planul financiar, cât sunteți de chibzuiți, cât sunteți de conștienți, de pricepuți, cât sunteți de chibzuiți și așa mai departe. Deci este, mijlocul lunii este un moment bun în care să regândiți, să vă organizați, să reașezați viața voastră de la cap la coadă. Indiferent de segmentul vieții în care simțiți voi că nu vă simțiți împliniți sau că, nu știu, există un haos la ora actuală, e bine, acolo încercați să vă concentrați și să aduceți un echilibru, să aduceți ordine, să aduceți disciplină, să aduceți perseverență, să aduceți atenția voastră acolo, să vă concentrați pe obiectivele voastre personale, să nu vă mai disipați în a vă uita în grădina celuilalt, în a vă compara cu alții, în a fi ranchiunoși, în a fi, nu știu, în a vă uita în direcția care nu vă este vouă constructivă. Deci focusul trebuie să fie pe propria persoană, pe toată durata lunii septembrie. Iar finalul de lună pentru voi vă poate aduce anumite contexte care să vă liniștească puțin din punct de vedere financiar. Fie obțineți un bonus de la locul de muncă, fie reușiți să obțineți o promovare, poate ați aplicat pentru o poziție sau un job nou, da? Iar aceste lucruri se pot concretiza.
poate că ați intrat într-un proiect nou și cumva puteți să vedeți primele roade ale acestei idei. Deci cum necum pe final de lună septembrie pot apărea în viața voastră anumite contexte legate de noroc pe plan financiar, pe plan material, da? Poate reușiți să primiți ceea ce vi se cuvine, să apară în viața voastră așa un sâmbure de speranțe și să vă orientați către a vă reechilibra inclusiv din punct de vedere financiar. Așadar, dragii mei, o lună septembrie care încearcă să vă aducă în prim plan nevoia voastră de a vă găsi propria stabilitate prin propriile voastre forțe, da? Fără să mai depindeți de alții, fără să mai așteptați de la alții, fără să mai dați vina pe cei din jurul vostru pentru neputințele voastre, pentru întârzierile voastre, amânările voastre și așa mai departe. Deci o lună care din nou încearcă să vă trezească la realitate și să vă pună în contact cu propria responsabilitate și asumare. Bun, dragilor, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Gemeni în luna septembrie. Așa cum am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol. De această dată vă invit să vă gândiți la o întrebare pe care poate o aveți legată de parcursul lunii septembrie. Puteți pune videoul pe pauză până când vă gândiți la această întrebare și haideți să vedem ce răspuns vor avea îngerașii pentru voi, cum vă vor călăuzi pe parcursul lunii septembrie. A ieșit o carte, haideți să vedem dacă aceștia vor să vă... Au ieșit două cărți. Să vedem dacă... Ok, bun, au ieșit mai multe cărți. Se pare că la voi e nevoie de mai multe răspunsuri. Pot apărea în viața voastră, pe parcursul lunii septembrie, oameni care să vă fie de ajutor. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să vă păstrați deschiși. De asemenea, odată cu aceste persoane care se dovedesc a vă fi de ajutor, poate apărea și abundența, dragilor, în viața voastră. Acum depinde, da, pe ce plan. Ia uitați, pentru unii dintre voi, mesajul este că există ceva mai bun de atât, decât, nu știu, poate ce aveți în prezent sau poate situația la care vă gândiți, da, vă așteaptă ceva mai bun. Există ceva mai bun pentru voi, doar că pentru ca voi să vedeți acest lucru, trebuie să vă detașați, să vă decuplați de la ceva care vă ține pe loc. Iar cel de-al patrulea mesaj vă spune că aveți nevoie să reconsiderați, să regândiți, da, o anumită situație, un anumit aspect din viața voastră. Bun, dragilor, acestea sunt și mesajele cărților Oracol pentru toți și dintre voi care aveți legătură cu energia zodiei Gemini în luna septembrie. Dragilor, sper că aceste informații să vă fie de folos și în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să mă ajutați cu o apreciere și o distribuire a acestuia tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna septembrie să aducă toate binecuvântările de care aveți nevoie în viața voastră. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare! Pa, pa!